Formația nemțeană a condus la pauză cu scorul de 1-0, în urma unui gol marcat de Șerban, care a profitat de o greșeală comisă de Novacek. Trimis pe teren în startul reprizei secunde, Marin a egalat în minutul 55 dintr-o lovitură liberă de la 25 de metri. Forest a trecut în avantaj în minutul 64, când Martin a reluat mingea cu latul de la colțul scurt în urma unui corner. Tot în urma unei lovituri de colț a venit și al treilea gol al sucevenilor, înscris în minutul 80 de Celeadnic cu capul. În următoarea etapă, Foresta va primi sâmbătă pe stadionul Areni vizita nou promovatei Sporting Vaslui.